Arde un depozit de materiale de construcții în Constanța, doamnelor și domnilor. Care este situația, ne spune colega mea Cătălina Buzoianu. Cătălina, ce ai reușit să afli până acum? Bun găsit, în acest moment noi suntem la fața locului, vorbim despre o magazie de aluminiu. Inițial aceasta a luat foc pe o suprafață de 40 de metri pătrați, însă ulterior incendiul s-a extins cu o repeziciune extrem de mare. Vorbim de fabrica de BCA din Constanța. Inițial s-au anunțat 3 explozii și imediat un fum foarte gros s-a putut observa de la kilometri distanță. De altfel, acum colegul meu vă arată acest fum care este degajat din interiorul fabricii, însă noi am ajuns aici de câteva minute și vreau să vă spun că am mai auzit încă 2 explozii care au avut loc în interior. Sunt deja 4 autospeciale de la pompieri, s-a solicitat suplimentarea forțelor, au venit și 2 ambulanțe până acum. Nu se știe încă deocamdată dacă sunt și victime la fața locului sau nu, sunt doar primele informații pe care le-am primit și noi la fața locului, însă cu certitudine, în momentul în care vom avea și alte informații, vom reveni. Oricum, zona a fost perimetrată, nu mai are voie nimeni să circule pe această porțiune unde este incendiul, astfel încât practic lumea să fie în siguranță. E o zonă industrială și nu foarte locuită de către cetățeni. Văzând imaginile pe care ni le transmiteți de acolo, nu pot să nu mă gândesc la ceea ce s-a întâmplat ieri, imaginea aceea cu norul gros de fum care, iată, se repetă astăzi acolo în Constanța. E foarte important de văzut dacă și de data aceasta, Cătălina, autoritățile vor emite un mesaj ro-alert. Ne explicai însă foarte clar că vorbim despre o zonă unde sunt mai multe astfel de depozite, nu sunt atât de multe case, dar chiar și în condițiile astea văd în continuare ieșind acel fum gros, dens. Din nou, este posibil să vorbim despre toxicitate în aer ca și ieri? Cu siguranță putem vorbi, dacă ieri sau astăzi după amiază ne-au anunțat autoritățile că în urma exploziei de la Petromidia nu s-au depășit limitele admise în ceea ce privește substanțele emanate în aer, substanțele toxice. Ei bine, vom vedea astăzi ce se întâmplă, pentru că aici vorbim, iată, de materiale de construcții, de alte materiale care ard și cu siguranță vorbim și de alte substanțe care vor fi degajate în aer. Așa cum ai spus și tu, din fericire nu sunt foarte mulți localnici aici, dar asta nu înseamnă că nu există pericol foarte mare. Cătălina, mulțumesc foarte mult. Le reamintesc telespectatorilor ce se întâmplă așadar acolo. Arde o magazie de aluminiu, o fabrică de materiale de construcții, mai exact. Ne spuneai faptul că ar fi fost vorba despre 3 explozii. Voi, de când ați ajuns acolo, ați mai auzit alte bubuituri. 4 autospeciale de pompieri sunt la fața locului. De asemenea, de urgență au fost trimise și 2 ambulanțe. E important de precizat, zona este una industrială, așa cum vă explicam și puțin mai devreme. Nu sunt foarte multe case în jur. E important însă de văzut ce spun cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, că s-ar fi putut întâmpla acolo. Este sâmbătă după amiază. Nu știm dacă se lucra la această oră, dacă erau muncitori în acea fabrică de materiale de construcții. Nu sunt astfel de informații în momentul acesta, nici dacă sunt persoane rănite. Așteptăm așadar date de ultimă oră. E important să vedem cum se intervine așadar și despre ce a fost vorba, care este cauza acestei explozii și explicația pentru ceea ce noi vedem acum în imagini. Până la acest moment nu se emisese un mesaj ro-alert, pentru că vedeți și de această dată fumul este unul foarte gros, unul foarte dens, cel care se ridică după aceste explozii. Cel mai probabil arde cu flacă la locul respectiv. Așteptăm însă lămuriri din partea oficialilor legat de ce